Call me crazy, dar am senzația că... Adică este un tată acolo care își bate fetele și este foarte dur cu ele. Puciu, 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 puciu. Avem un Zimini morocănos care a venit să doarmă cu capul pe pernă. Și bună de dimineața! Sunt ciufulită, nici nu m-am pieptănat. Sunt foarte ro pe ziua de astăzi. Este o dimineață magică, rece. Se preconizează a fi o zi urâtă, rece și înghețată, pentru că nu o să avem mai mult de un grad astăzi, cică. Și am început mai târziu ziua de astăzi, nu știu, m-am dezmetit și mai târziu. Și cum v-am zis, mi-am făcut acest smoothie pentru că în ultimele zile, nu de mult, de câteva zile, am început să îmi fac smoothie-uri din astea din rădăcinoase pentru că sunt super sănătoase și sfecla în sine este super sănătoasă. Pebbles spune că are gust de pământ, dar am văzut că gustul de sfeclă se poate echilibra foarte bine cu mărul. Adică mărul atenuează gustul ăla, care pe mine una nu mă deranjează, adică nu sunt atât de deranjată de... gustul ăla de sfeclă, chiar îmi place, dar ca idee să știți în cazul în care vă tentează și îmi fac smoothie-uri numai din legume, adică pun un fruct, dar încerc să fie din legume, nu din fructe, numai din fructe, pentru că n-am nevoie de zahăr în plus, am slabă cerului, am înghițit destul de zahăr până acum și să mai reducem cantitatea de zahăr și chiar nu-i rău, adică chiar super, super ok. Am zis că l-am făcut mai... lichid, dar nu, tot foarte dens este, foarte concentrat este. Asta să nu puteți să am printre dinți, să-mi rămână bucăți din astea de legume printre dinți. Sau, da, astăzi o să avem o zi, cum am zis, înghețată și să vedem ce facem. De principiu am destul de treabă, așa că nu ne facem griji din punctul ăsta de vedere, dar... să vedem dacă îmi vine și un curier, pentru că aștept un curier de ceva vreme, aștept un curier cu ceva foarte important pentru Minitehnicus, că intră Minitehnicus în acțiune, că v-am spus că l-am reînviat pe Minitehnicus și nu o să se oprească, adică nu, de-abia am început. Și șifonierul a fost doar încălzirea. O să avem de lucru, o să avem treabă în curând și o să vedeți că am planuri pentru Minitehnicus. Multe, multe. Încă o chestie foarte aiure. Ieri mi-a ieșit un coș uriaș aici, exact în partea opusă, oarecum un pic mai jos față de unde am avut stând pe partea asta luniță. Și am observat că o frica mea în ultima vreme este să nu-mi iasă iarăși alunița în locul ăla, să nu-mi iasă o altă aluniță. Și cum îmi apare câte un coș din ăsta uriaș, așa cum... Da, nu, a fost ok. I-am pus cremă din aia cu acid salicilic aseară, multă pe ea, și astăzi a început să se retragă. Mai doare puțin, dar începe să se retragă. Deci nu este aluniță. Pentru că îmi tot fac griji că o să... Îmi reapară aluniță, îmi curăva aluniță pe aici, așa. Da, este... După cum vedeți, încă am pată și încă am un pic de cicatrice aici. O să mai dureze până trece, se vindecă destul de greu. Dar, na, totuși, este suportabil. Hai că-mi termin smoothie-ul, că vreau să-l termin sub pragul de 20 de minute înainte de a se oxida. Mă aranjez și eu și povestim. Well, hello, hello, hello! Ce faceți? Hai că asta a fost o dimineață așa, slash prânz, destul de ciudățică, la modul că nu am filmat nimic și că nu am apucat să vorbesc cu voi, dar acum mi-am făcut o cafea, după ce mi-am ocupat ultimele 20 de minute făcând o fasole bătută, pentru că mi-a era foarte poftă și mi-este foarte, 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 foarte poftă de fasole bătută de mult timp, nu de acum. Și mi-am adus aminte că mai aveam ceva fasole în dulapul meu cu rezerve și zic, ce-ar fi dacă? Și asta am făcut de dimineață, am pus fasola la fiert și să fier și acum m-am ocupat să fac fasolea bătută și am mâncat jumătate. Credeți-mă că am mâncat jumătate din
o cratiță destul de mare pe care am făcut-o de fasole vătătă, pentru că eu o fac cu usturoi și cu un pic de sos de roșii, nu o fac cu ceapă, cum o faceți voi pe aici prin sud, o fac ca în Ardeal, sau mă rog, ca în partea aia de Ardeal, unde am crescut eu și unde nu se face cu ceapă, se face cu mult usturoi. Și deja bila mea a început să se revolte, dar pentru că mă ia așa un pic somnul, am zis să-mi fac o cafea și mi-am adus aminte că cât beau cafeaua, aș vrea să vorbesc cu voi despre favorite, pentru că teoretic acum era perioada favoritelor și aș fi trebuit să vină un clip cu favorit. Dar am zis să-l las așa în stilul ăsta de daily vlog și dacă vă place mai facem și pe viitor așa, dacă nu ne întoarcem la formula veche. Bun. Să las asta ușor aici și o să vă pun pe trepied să nu vă zgâlțâi. Avem lumină de la soare, ceea ce este magic. Și mă așez și povestim. Mi-am redescoperit cănile de la nobila casa pe care le-am luat acum ceva timp și pe care le-am împins cumva în spate pe raftul cu căni ca să le folosesc pe cele de Crăciun și mi-am dat seama că de fiecare dată când beau cafeaua din cănile astea sunt atât de fericită, nu știu, parcă are cafea un gust mai bun. Call me crazy, dar am senzația că cana are o influență asupra, că cana are o influență asupra cafelei, da. Și o să vă zic repede de câteva favorite pe care le-am avut luna asta, luna ianuarie, care a fost o lună de hibernare și aparent și decembrie. Este că e frig, e frig ca naiba și știu că v-am bătut la cap cu cicaplastul ăsta, dar este Dumnezeu pe pământ și nu știu cum am putut să trăiesc fără el. Și efectiv mi-a salvat, cred că viața, aș putea să spun, pentru că în perioada asta aș fi avut tot timpul buzele, nu că uscate și crăpate, nu, în perioada asta în general aveam buzele carnevie și credeți-mă că am grijă, când te ustură buzele de nu mai poți nici să înghiți, ai grijă să pui ceva pe ele, măcar să nu mai usture, dar cu toate astea tot mi se crăpau și le aplic măcar o dată pe zi. Sunt zile în care uit și n-am răbdare de el, dar măcar dimineața și seara sau o dată pe zi încerc să-l aplic și chiar mă ajută super, super tare, pentru că am zis, în perioada asta este cum pentru mine și chiar dacă nu ies afară, chiar dacă stau mai mult prin casă sau nu fac multe chestii, chiar și așa buzele mele se crapă, sunt uscate și... Da. Am revenit la o veche dragoste de-a mea luna asta și anume fondul ăsta de ten de la Catrice, True Skin. Am înțeles că l-au formulat pe cel dinainte, pe care îl aveau scos înainte, cel cu pompiță. O să întreb pe Eugenia, chiar am uitat să o întreb pe Eugenia de el, că ea și l-a luat, că a zis că e reformulat și o să vreau să-l încerc și pe ăla, dar îmi place în continuare acest fond de ten și am observat iarăși, apropo de... schimbări și de chestii, că mă atrage mai mult din nou să îmi aplic fondul de ten cu degetele. Pentru pielea mea, care are destul de multă textură și care în anumite perioade este uscată, în anumite perioade este ok, în anumite perioade este dificilă, observ că mă ajută mai mult dacă îmi aplic fondul de ten cu degetele. Am avut o perioadă undeva pe la începuturile mele pe YouTube când îmi aplicam fondul de ten numai cu degetele și îmi plăcea, adică mă simțeam bine și nici nu vedeam motivul pentru care să folosesc altceva, dar mi-am luat beauty blenderul, că a apărut atunci, recent a apărut beauty blenderul și mi-am luat beauty blenderul și după aia am rămas așa, agățată de beauty blender, ceea ce este ok, e perfect ok, n-am nicio problemă cu beauty blenderul, dar câteodată parcă îmi scoate textura pielii în evidență și din nefericire nu toate avem pielea aia perfectă pe care o vedeți pe Instagram sau pe TikTok sau pe YouTube, dar nu toate avem, în ciuda tratamentelor pe care le facem și în ciuda lucrurilor de care încercăm să avem grijă, nu toate avem pielea aia super perfectă și există textură și există pori, chiar dacă nu neapărat de pe urma cicatricilor de la acne. Și aplicând fondul de ten cu degetele se încălzește mai repede și intră mai bine în piele și parcă nu-mi evidențiază textura atât de tare, nu știu, e o chestie. S-ar putea să nu fie ceva a la lung, adică s-ar putea să nu fie ceva ce am să fac forever and ever, dar pentru moment îmi place și am revenit la fondul ăsta de ten care este foarte deschis. Este ce nuanță? Că știu că am luat cea mai deschisă nuanță
Este 007 și tot este prea deschis pentru mine. Și încerc să-l folosesc acum până nu dă primăvara și până nu încep să prind puțină culoare, că dacă m-am bronzat puțin, nu mai este, dacă deja este prea deschis. Așa, dar acum pot să-l mai reglez din pudră, îl mai reglez cu un pic de bronzer, se mai rezolvă. Dar dacă dă soarele și mă bronzez puțin, s-a terminat. O să-mi iau totuși o nuanță mai închisă, pentru că, da, nu asta este mult prea deschisă pentru mine. Și v-am zis, am luat 004 și a trebuit să-l dau Eugeniei, că eu nu am putut cu el. Era alb, efectiv alb. Ceea ce este bine, pentru că cei de la Catrice au avut cu gama inițială aia cu pipetă, au avut o probleme cu nuanțele. Adică nuanțele erau foarte... Nu știu, aiure, la modul că cea mai deschisă nuanță era foarte închisă, adică n-aș fi putut-o purta pentru că era foarte închisă. Și tot vorbind de oldie but a goodie, și îmi pare rău că este atât de murdar ambalajul, este vorba despre acest anticercăn de la Gero Vital, care este foarte, foarte bun. Din păcate, două minusuri mari pe care le are acest anticercăn este ambalajul, că se murdărește pe interior, și aplicatorul, care nu există, că e vine așa în stil din asta. Și sunt două minusuri uriașe la acest anticercăn, dar în schimb produsul în sine este minunat, este foarte bun, acoperă bine. Eu n-am nevoie de foarte multă acoperire în zona asta cearcănelor, poate numai vena asta care vine fix aici așa să fie acoperită, mai să aibă nevoie de acoperire mai puternică, dar în rest pentru mine este suficient, adică n-am nevoie de super mega acoperire. Și atunci îl aplic așa, dar îmi place rezistența lui, faptul că este respirabil, că nu se strânge, arată super bine pe zona asta de sub ochi și setat cu pudră, nu de la Gero Vital. Nu, așa, altă pudră, dar nu de la ei, se comportă foarte bine. Și iarăși, revenind la produse mai vechi pe care nu le-am mai folosit de foarte mult timp, am rămas surprins să zic, wow, stai așa, că asta chiar îmi plăcea, adică chiar mi-am adus aminte că îmi plăcea foarte, foarte tare. Apoi, trebuie să vă menționez și mascara asta, am menționat-o într-un daily vlog recent, dar o mai zic o dată pentru cine n-a văzut daily vlog-ul. Mascara asta pe care am primit-o de la Aniela, Twist Up the Volume, pardon. Așa, de la Bourjois. Îmi place foarte tare pentru că îți dă un volum din ăla natural, ca să spunem așa. Și în ultima vreme am avut mari probleme cu mascara. Bine, m-am și concentrat numai să testez lansările recente și, da, n-au fost tocmai cele mai grozave. Și asta nu e o lansare recentă, dar îmi place cum se comportă. Adică îți dă un volum din ăla relativ discret, nu este ceva super uriaș, nu îți ies genele în evidență foarte tare, nu par a fi false sau picioare de păianjen, dar separă bine genele și le arcuiește și le ține acolo toată ziua. În schimb, un aspect la care trebuie să aveți grijă, dacă aveți pleoapele uleioase sau aveți tenul gras, s-ar putea să se întindă. Adică am observat în anumite momente când pielea mea devine mai grasă, pentru că am momente și momente. Am momente în care pielea mea e uscată și zic, mamă, sunt uscată ca iasca, și am momente când pielea mea este grasă. Da. La două ore după ce m-am machiat, adun uleiul de pe față. Parcă m-am reîntors în perioada în care aveam tenul gras, da. Deci trec printr-o perioadă din asta de reacomodare, cred că, sau mi se schimbă iarăși tenul, s-ar putea. Ideea este că trebuie să ai grijă. Dacă aveți pleoapele uleioase, nu știu dacă e cea mai bună soluție pentru voi. N-am pleoapele uleioase, dar v-am zis, m-am trezit cu ea că s-a mai întins așa puțin. Și un alt produs pe care îl folosesc deja de ceva timp, din decembrie, și am observat o diferență față de ce aveam înainte și îmi place asta, deși este puțin ciudățel produsul, este vorba de tretinoina pe care o folosesc acum. Asta este tretinoină de 0,025. V-am zis că am încercat tretinoină de 0,05 și a fost îngrozitor. Mă rog, n-a fost neapărat îngrozitor, dar era mai rău, că mi se exfolia pielea foarte tare, rămâneam cu pielea uscată. Cu asta n-am probleme mari, dacă o folosesc un pic prea des, începe să mi se irite pielea așa și simt, și atunci fac câteva zile pauză și iarăși revin. Și are așa o textură foarte interesantă de cremă, o cremă din aia, nu știu cum erau pe vremuri.
Dacă mai țineți voi minte, când eram noi mici, bunicile noastre aveau creme din astea de reumatism, cumva, și era, e, nu știu cum să zic, așa, zici că e viscoasă, nu știu, textura e ciudată, adică e uleioasă, așa, îți dă impresia că e uleioasă și din ce o masezi, din ce se, o masezi în piele, din aia parcă și mai tare se activează, nu știu, o să se albește, o să o aplic diseară, că chiar ar fi cazul să aplic, că n-am mai aplicat de câteva zile bune și o să vă arăt cum se comportă pe piele, dar da, îmi place față de versiunea aia de 0020 și asta e versiune crema, aia era gel și era, nu știu, cred că era puțin altfel. Fiind gel, și o altă dragoste pe care o am, mare dragoste pe care o am de la Cluj, de când am fost la Cluj și de când m-am întors de la Cluj, este o ojă pe care probabil m-ați văzut-o purtând-o foarte, foarte des, dar eu purtând nude-uri și chestii din astea foarte light, așa, bănuiesc că nu v-a atras foarte tare atenția, dar este un brand de lacuri de unghii semi-permanente și geluri din astea și tot felul de produse din astea pentru manicură. Brandul se numește Diamond Nails, o să vi-l las în descriere, este o firmă ungurească. Produsele sunt aduse din Ungaria, adică oamenii de la magazin se duc efectiv săptămânal și aduc produsele din Ungaria pentru comenzi. Da, dacă dați o comandă, s-ar putea să întârzie puțin, să nu vină comanda în 2 zile, în 3 zile, cum vine în mod normal, s-ar putea să dureze cam o săptămână, pentru că, în general, ei se duc și aduc comenzile din Ungaria și de-abia după aceea vi le expediază. Și motivul principal pentru care îmi place această gamă este că până la ora actuală este gama care rezistă cel mai bine pe unghiile mele. Nu știu dacă țineți voi minte, dar vă spuneam la un moment dat că nici oja semipermanentă nu stă pe unghiile mele. Ei bine, asta stă, rezistă chiar și 2 săptămâni, ceea ce pentru mine este wow! Da, știți, adică nu stă, pur și simplu cade și nu e vorba că mai zice lumea, a, păi da, da, vezi că nu pregătești bine baza, nu, n-are treabă, nu, nu, o pregătesc bine baza și cu toate astea nu stă, nu, este vorba de unghia mea care e subțire, care e vai de capul ei și acum începe să-și revină iarăși și se, asta, brandul ăsta, nu știu ce au, mercur, nu știu, lignit, titan, nu știu ce au, asbest, bar n-am ce au ojele astea, cert este că rezistă. Au și sticluțele normale și au și variantele mini. Eu mi-am luat variantele astea mini pentru că mă ajută mai mult. Nu știu, mie mi se par mai practice variantele astea mini, pentru că chiar dacă sunt semi-permanente, ele oricum își schimbă în timp. Bine, vorbesc după un an, doi, își schimbă puțin textura. Eu așa am observat la ojele semi-permanente și într-un an de zile nu termin una din asta mică, deci nu o termin și atunci că nu mă deranjează să o arunc și să cumpăr alta, știți? Bun. Și asta îmi place în primul rând la ele, faptul că rezistă și le testez, efectiv le testez de când am fost la Cluj, că atunci le-a comandat Pebbles la ea, că și avea nevoie de niște culori, să-și reîmprospăteze gama de culori. Le-a comandat la ea și mi-a dat pe ale mele și asta... Cred că asta este aia cu care am făcut schimb sau nu, cealaltă, o altă nuanță. Asta pe care o am este numărul 158, iarăși, dacă vă interesează, o să vă las link și pentru culoarea asta, dar nu vă luați după denumiri, că denumirile sunt fishy. Spre exemplu, asta se numește mătasă. Mătasă, atâta au putut oamenii. Așa, mătasă rozalie. Și este culoarea mea preferată, este foarte discretă, foarte subtilă, după cum o vedeți și voi, este subtilă, este discretă și are așa niște irizații, niște particule lucioase în ea, dar fără să fie sclipici, care cumva îți dă luminozitate unghiei și o face să pară mai slim unghia, nu știu, o face să arate mai bine. Și îmi place foarte, foarte tare cum se vede la mine pe unghiile mele. Și v-am zis, am purtat-o de când am venit de la Cluj într-una, că într-una mă întreabă pe băsa de săptămâna asta cu ce-ți faci unghiile, că mi le fac o dată pe săptămână și am întrebat cu săptămâna asta cu ce-ți faci unghiile, zic cu mătasa
A devenit deja un inside joke între noi treaba asta și ea trebuie neapărat să pună mâna pe oja asta și v-am zis, îmi place că sunt rezistente, sunt accesibile, adică nu sunt super scumpe, nu sunt de ordinul sutelor de lei, sunt accesibile și rezistă bine, pe unghiile mele nu rezistă în general aproape nimic. După 4 zile, dacă am noroc să ajung la 5 zile, sunt mega, o extra wow, știți, sunt fericită, dar cu astea am ajuns și la 2 săptămâni, ceea ce este incredibil pentru mine. Și da, îmi place foarte tare și era cazul să vă menționez de lacurile astea de unghii pentru că le tot testez din septembrie, când au fost la Pebbles, pe la final de septembrie, parcă nu? Așa, și oricum, vi le las în descriere, dar țineți cont că comenzile nu vin super repede, adică nu vin în 2 zile și v-am explicat de ce. Bun, și acum că am rezolvat acest aspect cu partea de o mare parte din favorite, că mai am să vă zic de ceva, dar o să vedeți mai încolo. Să-mi termin cafeaua și să văd ce mai fac pe aici. Mai aveam niște chestii de făcut. Părul meu este destul de ciudat astăzi. M-am trezit cu el de dimineață și avea foarte mult volum și zic, nu-l mai spăl. Și acum arată de zici că nu l-am spălat de 7 ani. Da, nu știu, e ciudat. Adică nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta și nici n-am stat cu mâna prin el, ca să zic așa, dar whatever. Ce am pe mână? De unde am luat scame? De unde am adunat scame? Și... cu părere de rău vă anunț că nu vine coletul ăla pe care îl așteptam cu nerăbdare. Foarte trist, nu știu când o să ajungă, dar sper să ajungă cât de curând pentru că vreau neapărat să mă apuc de niște schimbări pe aici, să fac lucrurile într-un anumit fel, să se întâmple, o să vedeți voi la momentul potrivit, a trebuit să tragă draperiile pentru că totuși soarele este prea puternic. Când e prea puternic, când nu e deloc, știți? Cam așa. Da, stați că mi-am adus aminte că mi-am adus un pahar cu apă, că nu, atât am fost de agitat în dimineața asta și de haos în capul meu, atât haos a fost în capul meu, că efectiv am uitat să-mi iau vitamine. Yay! Which is nice. Da, pot să le iau și acum pe la, cât e, 3 și ceva, cred că. Pot să le iau și acum, nu-i problemă. Mai ales că am mâncat. So, o să... mă adun puțin pe aici și vorbim mai încolo, că nu știu ce mai fac, nu știu ce mai e în program pe ziua de azi. Well, hello! Ne vedem din baie și e un pic de cou. Mi-este foarte, foarte somn, așa că o să terminăm foarte repede ce am de făcut acum. Și anume să vă arăt că vă ziceam de tretinoină și că seara asta este seara de tretinoină și asta facem. Mi-a bubuit mie puțin fața așa de la perioada în care suntem și de la faptul că am mai mâncat ceva brânză, dar de principiu ea ar trebui să fie bine. Înainte de a folosi tretinoina, un alt produs care îmi place foarte tare, apropo de favorite, este scrubul ăsta de la Avon, de la Planet Spa, cu extract de ceai verde, așa. Iar teoretic ar trebui să fie un body scrub, dar pentru mine este suficient de abraziv și nu este excesiv de abraziv pentru față, adică îl folosesc și pe față. Îl folosesc cu precădere pe față și pe zona asta de colteului, piept și așa mai departe. Și asta fac înainte de a aplica tretinoină pentru că vreau să am pielea super bine curățată și exfoliată, astfel încât tretinoina să intre foarte, foarte bine. Și ce voi face în momentul ăsta? Mai am un pic de vitamina C de la Revox, care completează foarte bine tretinoina și pun un pic de vitamina C. Asta o să fac un pic de ser cu vitamina C. Nu aplic alte seruri pentru că vreau să las tretinoina cât mai nediluată și așa fiind de 0,025 vreau să fie cât mai puțin diluată cu putință. La cea de 0,5 mai puneam și altă cremă, mai puneam și alte seruri, dar pe asta o las așa. Deci în afară de vitamina C, care intră super repede în piele, apropo, nu mai pun nimic altceva. Fiindcă vreau să o las și asta este și sub formă de cremă. Acum, crema nu este hidratantă, dacă e cremă nu înseamnă neapărat că e hidratantă, ci pur și simplu este o cremă foarte viscoasă, dar care intră foarte repede în piele. Și pun așa cam atâtica, e destul de mult, dar pun pe
Am grijă să întind bine pe față și o să vedeți că pe măsură ce o masez, ea se albește. Crema asta este puțin ciudățică și o aplic și în zona asta. Știu că, mod normal, ar trebui, dar credeți-mă că are efect dacă pun. Eu am zona de sub ochi sensibilă, așa că nu mă duc chiar până sub gene cu ea, dar aici, pe zona asta, am văzut că face diferența. Deci chiar am văzut o diferență în momentul în care am aplicat-o aici și am grijă să aplic aici la lava, știi? Și pe măsură ce o masez, ea devine așa albicioasă, vedeți? Dar nu-i problema că după aia își revine. Și are un miros relativ ciudățel, asta pe care am să vă și linguiesc în descriere. Are un miros ciudățel, este miroasea ceva ulei de la mecanică, nu știu, ulei de motor să zicem, adică nu e cel mai plăcut miros, dar pentru mine nu e deranjant, nu este un miros foarte proeminent, adică nu o să-l simțiți, nu o să vă intoxice, nu o să muriți, nu o să puteți dormi din cauza lui, nu e cazul, dar este un miros ciudățel, nu e un miros cosmetic. Și, în general, eu am învățat de-a lungul timpului că lucrurile care n-au un miros cosmetic și un parfumat și foarte wow așa, de fapt, în general, cam alea sunt cele mai bune. Și insist puțin aici, because, hello, ce credeți? Chiar am nevoie aici, în zona asta. Și am și o erupție de coșuri aici. Cred că am tot scărpinat sau am tot pus mâna aici și am început să fac cu coșuri și de la ochelarii de calculator și de la asta și... Insist, așa, și ce rămâne aici, dau pe gât, pentru că, hello, să nu uităm că există și gât un peisaj, și pe piept. Acum, mă rog, nu vă arăt foarte, foarte în detaliu, dar credeți-mă că aplic și pe piept. Până, insist pe piept, adică încerc să insist pe piept, pentru că nu... știți cum e. Se vede diferența. Și mai pun puțin. Și v-am explicat că după câteva luni de folosire de Tretinoinul, eu chiar am văzut o diferență. În special aici. Că știu că multă lume n-a aplicat aici de frică, dar am văzut o diferență. Și da, mâine dimineață când mă trezesc, s-ar putea să mă usture puțin, sau mâine s-ar putea să mă usture puțin pielea, dar după aia hidratez foarte bine și își revine. Bun. Și mai pun foarte puțin o a treia chestie pe care o fac, deci după față, gât și așa, încă o chestie pe care o fac este să mai pun o bobiță așa ca de mazăre și să dau pe dosul palmelor. Pentru că, dacă vă aduceți voi bine aminte, în general, mâinile sunt cele responsabile cu transmiterea de... Așa. Și cam asta este. Asta fac eu cu Tretinoina. Astea sunt produsele de skincare pe care le folosesc. Adică nu... Așa. Este lipicioasă, ce-i drept. Este lipicioasă, dar stau așa... Mai stau încă vreo 20 de minute, încerc să o aplic cu 20 de minute cel puțin înainte de a mă culca, astfel încât să aibă timp să intre puțin în piele și să nu se ducă toată, să se întindă pe fața de pernă. Bun. Cam atât. Este lipicioasă, este puțin grasă, grea așa, dar suportabilă. Adică nu e chiar cel mai rău lucru pe care l-am simțit pe fața mea de când am eu acne și de când am probleme cu tenul. Și acum, după ce am terminat și cu asta, nu v-am zis, dar mi-am făcut o baie, că te-am părul ăsta așa de umed și de slinos, mi-am făcut o baie, am stat, m-am relaxat, mi-am exfoliat tot corpul, nu doar fața. Acum că am terminat cu partea de skincare, am venit să citesc. Ce citesc eu acum este, vreau să termin neapărat cartea asta luna asta, și anume Ariadna, dar să vedem, dacă o să-mi iasă, nu știu, dar că veni vorba de favorite și de citit, am și două cărți pe care vreau să vi le menționez. O să le vedeți în wrap-up, dar țin să le menționez și aici pentru că mi-au plăcut foarte mult și am o dată pe asta cu Carnaval. De Stephanie Garber, o carte care mi-a plăcut foarte tare, a fost prima carte pe care am citit-o pe anul ăsta.
Și nu știu, mi-a plăcut foarte tare felul în care a fost construită și ideea de carnaval. A fost un fel de Alice în Țara Minunilor și o carte din asta young adult fantasy, ceva mai deosebită, nu știu, cu o nu știu, cu o poveste puțin diferită și mi-a plăcut foarte tare și mi s-a părut interesantă, simpaticuță și este tare, tare plăcută. Și dacă vă plac cărțile fantasy, chiar vă recomand să o luați, numai că aveți grijă că sunt niște imagini și niște scene destul de grafice, destul de puternice, destul de foarte detaliat descrise cu privire la abuzul părinților asupra copiilor. Adică este un tată acolo care își bate fetele și este foarte dur cu ele și se poate foarte urât cu ele și dacă vă impresionează și vă ating lucrurile astea sau vă credeți că s-ar putea să vă creeze stări neplăcute, aveți grijă, dar în rest, o carte care mi-a plăcut foarte, foarte tare, e o carte despre carnaval, despre magie, despre dragoste, de ce nu, despre foarte multe chestii interesante. Și o a doua carte care mi-a plăcut foarte tare, deși m-am ținut foarte mult să nu-mi placă, deci am vrut să nu-mi placă, a fost Splendida cetate a celor 1000 de sori, a lui Khaled Hosseini. Și asta este o carte pe care eu aș vedea-o chiar și biografie. Adică nu înțeleg de ce n-ar putea să fie biografie, doar pentru că personajele n-au fost, n-au existat, sau bănuiesc că au existat personajele astea, dar că nu sunt identice cu cartea, dar eu o văd mai mult ca pe o carte biografică și este povestea a două fete, a două femei care au fost căsătorite cu același bărbat în Afganistan și viața lor tragică și dureroasă și există un substrat, așa, un mesaj subliminal cu privire la destin și cum că destinul ți este scris și nu prea poți să-l schimbi. Oricât ai încerca, în orice direcție ai lua-o, cumva destinul îți este setat și ăla e. Adică nu poți să fugi de el. Și da, mi-a plăcut pentru că este, nu știu, te impresionează povestea celor două femei, te impresionează lumea aia în care au trăit, te sperie pe de-o parte, te trece prin... Și este foarte frumos scrisă cartea, v-am zis, o carte, știu că este o carte foarte populară pe net la noi și la noi și în străinătate și m-am ținut să nu-mi placă tocmai pentru că e populară, dar nu, e atât de bună pe cât este hăipuită și este bine scrisă și m-a făcut să plâng și da, oricum mai multe detalii despre cărțile astea vă dau în refapul lunii, care ar trebui să vină după clipul ăsta, dacă a ajuns înainte, vi-l las în descriere, nu știu că sunt așa cu clipurile, nu știu, filmez, ba în avans, ba le pun, ba le amân, nu, mă rog. Ideea este că dacă a ajuns clipul cu repapul lunii ianuarie, o să vi-l las în descriere, dacă nu, așteptați repapul, că acolo vă dau mai multe detalii despre ele, dar astea au fost cele două cărți favorite din luna ianuarie, o lună foarte bună din perspectiva cărților, cel puțin pentru mine. Da, în rest nimic, o să mai citesc puțin în seara asta și cred că o să dorm pentru că îmi este somn. A fost o zi relativ lejeră, nu foarte productivă, dar oricum mi-e somn. Oricum mi-e să face somn instantan. V-am mai povestit eu că pentru mine perna e întrerupător și că adorm instant și că nu nu am nevoie de mult efort ca să adorm. Dar e târziu și m-am luat cu treabă, m-am luat cu diverse acum pe seară și da. De principiu cam asta a fost. O am și pe Woody aici, că e puțin cam supărată pe mine. Nu știu de ce. Nu i-am făcut nimic ca să fie supărată, dar așa are ea momente. Și da, o să mergem la Nani și noi povestim în următorul clip. Spuneți-mi și voi ce favorite ați avut, dacă ați avut ceva favorite în ianuarie sau cum a fost luna voastră ianuarie. Puteți să faceți un rezumat, să-mi povestiți, că îmi place foarte tare când îmi povestiți și când îmi dați așa mesaje și îmi spuneți despre cum a fost luna voastră la final, așa. Vă pup, dați un like și un share și ne vedem în următorul clip. Ciao!